Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție de Retrospectiva Actualității Militare. În continuare vă aducem ultimile noutăți din viața armatei și nu doar. Rămâneți alături de noi! În Armata Națională, campania națională de vaccinare anti-COVID este la cea de-a doua etapă, iar procesul de imunizare se desfășoară la Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării. În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, numărul 93 din 5 februarie curent, cu privire la implementarea Planului Național de Imunizare anti-COVID. Militarii prin contract ai Armatei Naționale sunt vaccinați în cea de-a doua etapă, alături de angajații structurilor de menținere și asigurarea ordinii publice și securității statului. Potrivit șefului Centrului Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării, locotenent colonel Andrei Marfin, inițial au fost vaccinați benevol militarii prin contract, care se află în lista prioritară, precum ofițerii, sergenții și soldații din forțele mixte de menținere a păcii, cei implicați în patrulări în perioada de urgență dictată de pandemie, dar și persoanele preconizate pentru participarea în misiuni și exerciții internaționale sau la studii peste hotare. Pe 1 aprilie am început vaccinarea anti-COVID, etapa 2. Ceea ce privește sunt vaccinați angajații structurilor de forță de care face parte angajații Ministerului Apărării. Primii au fost vaccinați efectivul forțelor de menținere a păcii, efectivul misiunilor și sunt preconizați pentru misiunile KFOR și echipele de patrulare. În etapa 2 au fost vaccinați militarii doar cu vaccinul AstraZeneca. Vaccinul AstraZeneca este destul de eficient. Complicații încă în perioada în care noi am început etapa 2 de vaccinare, noi nu am avut. Și cu cât mai mulți vaccinați vor fi, numai atunci o să putem dezvolta o imunitate colectivă, ceea ce ne va permite mai repede să revenim la regim normal de viață. În cea de-a doua etapă s-a administrat doar vaccinul AstraZeneca, care este precalificat de Organizația Mondială a Sănătății și înregistrat în Republica Moldova de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Acesta are o eficacitate de la 63 până la 90% în intervalul de administrare, fiind de la 4-12 săptămâni. La câteva minute după injectarea preparatului, militarii imunizați au precizat că se simt bine și au îndemnat populația civilă să se vaccineze, deoarece aceasta este singura speranță de a combate acest inamic invizibil, COVID-19. Personal am hotărât să vin să mă vaccinez, să dau un exemplu și la efectivul meu din subordine, fiindcă este necesar acest lucru, luând în considerație că efectivul brigăzii participă în multiple activități în afara unității, cum ar fi patrulările, cum ar fi supravegherea ordinii și suportul reprezentanților de la MAI. Sunt sigur că acest vaccin ne va ajuta ca să nu să răspândim această boală mai mult. Este îndemnabil pentru fiecare ca să vaccineze pentru a scăpa de situația epidemiologică care s-a impus pe asupra întregului glob. În general, procedura e foarte simplă, o înțepătură pe care urmează 15 minute de supraveghere pentru a vedea situația de post-vaccin, după care primești certificatul și ești liber pentru a continua activitatea. Am decis din propria inițiativă să mă vaccinez. De fapt, reușesc să sunt pe soția mea, care toți se vaccinează. Militar adevărat trebuie să fie exemplu pentru alții. Cred că vaccinul asta este unica soluție ca să ieșim din pandemie. Am avut puține emoții, am trecut peste asta și m-am vaccinat. Reacții adverse până ce fie nu sunt. Gândim ca toată populația să se vaccineze, pentru că ar fi de dorit să ne întoarcem înapoi la situația care a fost înainte de pandemie, să putem să plecăm la părinții acasă, să putem să plecăm peste hotare, să vii rudele de peste hotare, să ne revedem din nou. După vaccinare, fiecare pacient este supravegheat în salonul de așteptare în vederea monitorizării reacțiilor adverse. Am hotărât singur să mă vaccinez, mă simt foarte bine după acest vaccin. Sincer, vă spun, durerea nu am simțit-o. Și îndemn toți oamenii să vie să se vaccineze. Sperăm că acest vaccin o să ajute la combaterea pandemiei și să fie totul bine. Consider că cu ajutorul vaccinului vom reuși să combatem virusul, vom reveni din nou la lecții normale, tete-a-tete cu lectorii și vom pleca la poligonul, vom avea trageri, diferite tipuri de armament. Aceasta este zona de supraveghere post-vaccinară. După vaccinare, toți pacienții stau 15 minute. Este obligatoriu pentru a supraveghea fiecare pacient
ca să nu aibă ceva reacții adverse. Ne-am vaccinat acum o lună. De când ne-am vaccinat, ne simțim foarte bine. Reacții adverse nu am avut. Este totul bine. Campania de vaccinare în Armata Națională a început la data de 2 martie prin imunizarea cadrelor medicale din instituțiile și subdiviziunile medicale ale structurii de apărare. Peste 400 de tineri au fost încorporați săptămâna aceasta în unitățile Armatei Naționale. Timp de 2 zile în cadrul pricăzii Ștefan cel Mare din capitală au fost încadrați în serviciu peste 230 de recruți, adunați din mai multe raioane ale țării. Ajunși în unitate, tinerii au discutat cu psihologul, au trecut comisia medicală, apoi au fost unși la zero, frizură pe care unii au încercat-o pentru prima dată. Și pentru a fi respectate pe deplin normele stricte ce țin de igienă, au urmat baia ustășească, după care fiecare tânăr a primit echipament militar nou. Băieții veniți la oaste au fost informați despre condițiile și restricțiile care trebuie respectate pe teritoriul unității, dar și despre disciplină. Tinerii spun că sunt pregătiți să înfrunte toate provocările serviciului militar în termen, iar în acest an de armată au promis că își vor îndeplini cu cinste datoria constituțională. Am ajuns în trupele militare momentan din propria dorință. Practic nu am fost influențat de nimeni, deoarece practic nimeni din familia mea proprie nu a slujit. Eu consider că armata este chiar un necesar pentru un bărbat din zilele de astăzi. Acest an de armată îl văd destul de dur, dar cred că toate dificultățile care le întâlnim pe parcurs vor fi chiar în folosul nostru. La început nu vreau să fac serviciu militar, de orice mi-era frică. Pe urmă, părinții, prietenii m-au îndemnat să mă duc la armată, să mă fac bărbat, apărător a patriei. Mi-am venit citația, lucram la Chișinău de măcelar, după meserie. Și m-am hotărât că aveam, asta a fost un vis de mic copil. Frații m-au îndrumat, ambii au făcut armată. De la acest an de armată mă aștept să devin un bărbat adevărat, mai înalt, un soldat bine pregătit. Am fost îndrumat de frați, de rude, după care m-am prezentat la centrul militar din Cahuș, am fost încorporat în brigada a doua. Să fii un patriot, asta înseamnă când a tăi acasă dormi, dar tu îi iei. Potrivit comandantului batalionului de instruire, Major Vitalie Crăciun, timp de 4 săptămâni recruții vor urma un curs de instruire, după care vor depune jurământul de credință patriei. În perioada 19 aprilie 21 mai, în cadrul brigăzii 2 infanterii Ștefan cel Mare, va fi desfășurat cursul de integrare a tânărului ostaș. Cursul de integrare începe cu încadrarea militarilor sau tinerilor ostași. Aceasta prevede anchetarea psihologică, pe care urmează controlul medical. Tinerii ostași sunt frezați, băiți, echipați, după care sunt cazați în cazarmele propriu-zise. Cursul propriu-zis de instruire prevede antrenamente sau instrucții la deplasarea în componența subunităților, antrenamente pentru tragere, topografie și alte obiecte necesare pentru un tânăr ostaș. În conformitate cu legislația în vigoare, în perioada aprilie-iulie curent, în Armata Națională urmează să fie înrolați până la 1250 de tineri. Serviciul militar în termen durează 12 luni. Geniștii Armatei Naționale zi de zi și asumă conștient nenumărate riscuri, neavând dreptul la a doua greșeală, deoarece o manevră greșită i-ar putea costa viața. De la începutul anului curent, aceștia au lichidat circa 50 de obiecte explozive de diferite tipuri în localitățile din raioanele Ștefan Vodă, Criuleni, Căușeni, Cimișlia, Anenii Noi, Hâncești și Ialoveni. În perioada respectivă, echipa de geniști a batalionului de geniu Codru a intervenit în mai multe localități din țară. Totodată, aceștia au descoperit și o bombă de aviație cu greutate de 500 de kilograme. Munițiile datau din perioada celui de-al doilea război mondial și au fost transportate la centrele de instruire ale unităților pentru a fi distruse în condiții de maximă siguranță. Ar vrea să menționez că batalionul Geniu execută diminar pe tot parcursul anului, în special în perioada agricolă se intensifică misiunile de minare, deoarece sunt depistate de către
localnici. Cele mai depistate obiecte explozive pe teritoriul Republicii Moldova se întâlnesc bombele de aruncător calibru 82 de mm. Ele sunt din timpul celui de-al doilea război mondial și prezintă pericol. Foarte mare pericol, deoarece ele sunt foarte sensibile la atingere. Mai apoi se depistează grenadele de mână, grenada de mână F1, unde se depistează întreg teritoriul Republicii Moldova. Chiar eu recent am fost la o deminare în raionul Orhei, unde o grenadă de mână se afla chiar la colțul casei. Este foarte periculoasă din motiv că la orice atingere, mișcare, poate exploda. Totodată, la sfârșitul anului de instrucție 2020, în timpul unei misiuni desfășurate în raionul Ștefan Vodă, grupa de deminare a executat o amplă operațiune Deceniu. Aș vrea să menționez că la sfârșitul anului 2020, în raionul Ștefan Vodă am depistat circa 48 de mine antipersonal OZM-72, care sunt foarte sensibile la atingere. Inclusiv eu am avut mari emoții când am executat această misiune și aș vrea să menționez că oamenii care observă ceva obiect asemănător cu această mină, rog imediat să atenționeze poliția și să nu se apropie, să nu miște, să nu atingă acest obiect, deoarece el este foarte sensibil și poate provoca mari pagube. Reieșind din faptul că ne aflăm în sezonul lucrărilor agricole, există riscul ca cetățenii să descopere în sol obiecte explozive neidentificate. În acest sens, comandantul batalionului de geniu Codru face apel către populația Republicii Moldova privind modul de comportare în cazul descoperirii unor elemente de muniție. Grupele de deminare care participă la deminarea teritoriului Republicii Moldova depistează pe întreg teritoriul Republicii Moldova obiecte explozibile. Dar mai des sunt depistate obiecte explozibile pe teritoriul și pe centrul teritoriului Republicii Moldova, unde este indicat un risc sporit, unde au fost duse lupte cât din al doilea război mondial și cât războiul de pe Nistru. A doua zonă cu risc mediu tot este centrul Republicii Moldova și risc mediu este nordul și sudul Republicii Moldova. Geniștii fac un apel către populația civilă de a respecta măsurile de siguranță la depistarea unui obiect explozibil. Sunt patru puncte importante. Nu atinge obiectul explozibil dacă a fost depistat. Marchează locul unde a fost depistat. Nu-l arunca în foc. Anunță autoritățile publice locale. Indiferent de starea fizică sau de vechimea elementului de muniție, pericolul ca acesta să fie activ și să producă explozie este maxim. Prin urmare, orice operațiune asupra obiectelor neexplodate trebuie să fie executată numai de către personalul specializat, cu respectarea strictă a procedurilor de securitate. Din anul 2014, caporal Andrei Matei este membru al grupelor de deminare și are la activ peste 300 de misiuni de deminare. Activez contract deja din 2014 până în prezent. Am activ în jur la 300 de misiuni de deminare pe teritoriul Republicii Moldova. Am o misiune internațională de menținere a păcii în Kosovo. Pe parcurs la misiunile de deminare activez și ca instructor sanitar genist. Misiunea mea este să acord primul ajutor medical și să-l transportez cât mai urgent la cel mai apropiat spital. Reamintim că geniștii militari atenționează că este interzisă atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ sau la suprafață, demontarea focoaselor sau altor componente, joaca copiilor cu diferite elemente de muniție, ridicarea, transportul și introducerea lor în diferite încăperi sau locuințe. În asemenea situații se vor anunța imediat autoritățile publice locale, care vor solicita la rândul lor intervenția grupelor de deminare în zonele respective.
Mâine se împlinesc 35 de ani de la cea mai dezastruoasă catastrofă din istoria energiei nucleare din secolul 20, numită avaria de la centrala atomoelectrică din orașul Cernobâl, Ucraina, în urma căreia întreg spațiul european al fostei Uniuni Sovietice, Europei și părților estice ale Americii de Nord au fost contaminate radioactiv. Având în vedere consecințele, accidentul de la Cernobâl a avut un impact imens asupra sănătății a milioane de oameni din întreaga lume. În țara noastră au participat la înlăturarea consecințelor accidentului 3500 de persoane, inclusiv în jur de 35 de femei, una dintre acestea fiind și Ludmila Beșleaga, vicepreședintele Uniunii Cernobâl din Republica Moldova. 26 aprilie 1986, la orele 4 dimineața, a avut loc o explozie extraordinară, deci a explodat centrala atomoelectrică Cernobâl. La Cernobâl au fost trimiși foarte mulți oameni, atât militari cât și militari de rezervă. Au fost oameni absolut civili care și-au adus aportul pentru diminuarea dezastrului, dat fiind faptul că viitorul meu soț a fost luat la cantonamente și dus la Cernobâl. Eu am mers la Cernobâl ca voluntar. În timpul detașării în Cernobâl, protagonista noastră a monitorizat populația băștinașă rămasă pe teritoriu în urma deflagrației, dar totodată repartiza și produse medicamentoase. Noi am fost dislocați în orășelul Ivancova, 50 de kilometri de la Cernobâl, iar mai apoi, deci în fiecare zi ne urcam într-un pazic, așa numit, într-o mașină și mergeam, deci, în anumite direcții, deci sate, unde ne împărțeam pe străzi și mergeam de la casă la casă pentru a monitoriza unde și cine, în ce casă a rămas, deci câte persoane au rămas să locuiască și în afară de asta, deci repartizam preparate care conțineau iod, deoarece în aer a fost aruncat foarte mult iod radioactiv și preparatele astea diminuau efectul nociv al iodului radioactiv. Deși au trecut peste 3 decenii de la tragicul eveniment, tabloul sumbru al acelor vremuri rămâne viu și astăzi în sufletul eroinei noastre. Vreau să vă zic că radiația spre regret, ea nu are miros, gust, ea nu poate fi văzută, ea nu poate fi pipăită. Deci atunci, în 86, despre radiații, practic, noi nu cunoșteam nimic. Noi știam, aveam niște cunoștințe foarte, așa, minuscule, ce ține de Hiroshima și Nagasaki și exploziile astea din 45, dar asta a fost una. Aici situația era mult mai dramatică, mult mai critică și mult mai serioasă. În zonă nu erau păsări. Deci zona era absolut, cu toate că era vară, deci timpul când ar fi trebuit să cânte păsările, zona era absolut liniștită, erau tăceri distrugătoare. Pădurile care erau mai aproape de Cernobâl, chiar de reactorul ăsta, ele erau toate negre. Norul ăsta radioactiv a influențat așa de mult asupra climei, când vara aceea practic nu ploua. Pe teritoriul otrăvit de radiație în ajutorul oamenilor a fost nu doar doamna Ludmila, dar și soțul acesteia, fiind medic de meserie. Alexei Beșleaga a timp de 3 luni a acordat ajutor medical persoanelor care au avut de suferit în urma exploziei. Reîntors în patrie, consecințele Cernobâlului s-au răsfrâns asupra stării de sănătate, ca mai apoi, câțiva ani mai târziu, să fie răpus de cancer, își amintește femeia. El a fost în calitate de medic, a fost din iunie, de pe la 10 iunie 86 până în undeva mijlocul lui septembrie 86. Având la mână concluzia Comisiei Militare Medicale că uite, trebuie trimis din zona cu radiație pentru că sănătatea deja făcea probleme, dat fiind faptul că nu era un medic care să-l schimbe, el a rămas, deci, practic, 2 termeni a fost acolo, fapt care a avut un efect foarte negativ asupra sănătății lui și mai târziu, la 31 de ani, el s-a stins în viață. Deși a trăit momente deloc ușoare, întrebată dacă ar mai acționa la fel cum a făcut-o acum 35 de ani, Ludmila Beșleaga a menționat că dacă cineva i-ar oferi posibilitatea să o ia de la capăt, tot ar merge în sprijinul oamenilor la Cernobâl.
multe ori m-am gândit și am analizat. Dacă cineva mi-ar da posibilitatea să încep de la început, aș începe tot așa. Cu siguranță aș începe tot așa. Aș merge la Cernobâl, da, neapărat aș merge. Aș trăi așa cum trăiesc eu azi. Aș lucra pentru oamenii ăștia care au nevoie de mine. Cu siguranță aș face asta. Reamintim că anual, pe data de 26 aprilie, este marcată Ziua Comemorării Victimelor Catastrofei de la Cernobâl, decretată prin rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 8 decembrie 2016. Astfel, în amintirea victimelor, la Chișinău vor fi organizate luni mai multe evenimente tematice pentru a aduce un omagiu familiilor eroilor plecați și eroilor care sunt în viață.